dați de primarul Timișoarei Mae Sandu ajung la mâna DNA. Vă rog să spuneți ce s-a întâmplat. Este cea mai mare afacere penală publică din România la care nimeni nu reacționează. Hai să vedem care este. Marius, tu, că eu am acasă vreo 20 de diplome și statuete. Și eu la fel. Nimeni multe. Nu mi-a dat un leu. Nu există premiu. Cum să dai 30.000 unui președinte, unui om politic? Deci primarul Timișoarei a dat Mae Sandu un premiu de 30.000 de lei. Nu o statuie. Nu, de euro. De euro. Tu nu e normal? Și femeia, știți că a anunțat că nu știe ce să facă cu ei? I-a pus în sân. Spuneți-mi și mie cum i-a dat banii aia. Nu mi-ai mai pomenit așa ceva? Într-o sacoșe care... Nu, încă o dată. Nu, dăm oameni normali. Noi da. Eu nu am luat de regulă. Cineva îți dă un premiu, îți dă o statuietă, o diplomă, o... Dracu, e plin la mine. Da. Și cum mi-a dat? Nu mi-a dat mine un euro. Și 30 de mii și încă unui și politician. Și euro sunt dat, da. Nu, dar încă o dată, suntem normali. Și e vorba de totuși zeița Moldovei. Nu, este vorba de un politic și în România. Exact. Nimeni din presă nu reacționează. Doi. Stai să ne lăcăm, se intră cu premiu. Deci este unul Dominic Fritz, de la Dominic Timișoara. Dominic Fritz, primar. Spune ceva numele. Da. El anunță anul trecut prin... prin partid cu Nicușor Dan. Ba da. N-am ajuns, eu spun cazul. Tot acolo e, da. Deci avem unul Dominic Fritz. Da. Într-un site de-a lui, apare anul trecut în aprilie, că el are un premiu pe care îl dă primăria. În bani, unuia care a contribuit la chestii internaționale. Se face un juriu. La propășirea capitalismului. Unul singur din juriu din Timișoara, restul e o cântăreață de operă, e un scriitor Cărtărescu, ce treabă avea cu asta? Dar și ne anunță, brusc, că președinta Republicii Moldova, om politic, va lua 30.000 de euro, bănesc în plică, bănesc că l-a băgat în sutian. Pentru ce? Marius Tucă. Pentru propășirea... Dacă era scriitor. Bă, a scris... Stați, domnule, că mai e o chestie importantă. Cine a dat banii? Nu, să ajungem așa, nu așa, încă o dată. Așa. Nu are voie un om politic și s-a întâmplat în Parlament de acolo, șefa Comisiei Juridice care e de la PAS, chiar de aici, a zis că nu există așa ceva și au dat-o afară. Au dat-o afară, da, corect. Este posibil. Încă o dată, nu e vorba de președinte, e vorba că un om politic... Tu nu poți să iei niciun ban și de ce? Pentru că a fost misiunea ta să faci. Doi. A fost întrebat domnul Fritz, a întrebat cine a avut curaj, domnule, de cine a dat banii? Și a spus că sunt companii private. Da. Domnule, e afacere de DNA. Absolut. Ne spunând cine sunt companiile private. Nu, și dacă spunea același lucru. Păi, mai ales tu că tu ai încercat să sponsorizezi vreodată ceva. Păi, cine îți dă 30.000 de euro? Da, nu-ți dă nimeni niciun leu. Păi, îi dă lui Fritz ca să poți face un aranjament. E ăla cu Iuliu Mol, care acolo a făcut acțiunile, da? Dar nu a costat 30.000. Toată acțiunea, cu sala, cu ăla, cu ăla... Cu... Ajung la 50.000 de euro. M-am zis că, încă o dată, dacă am avea o justiție, o procuratură independentă, trebuie să se autosesizeze. Nu există tu, ca primar, să obții sponsorizări de la firme private. Pentru că și dacă ai fi perfect, n-ai de unde să știi. Îți dă vreun privat 10.000 de euro. Ei, nu dă nimeni ce să dă. Bun. Haideți că avem multe teme în seara asta.